Salut! Numele meu este Zoltan Vereș și ceea ce asculți este podcastul de EQ, adică un podcast despre inteligența emoțională. Oamenii spun că le place să stea de vorbă cu mine pentru că nu contează dacă suntem pe drum sau la birou, oricând stăm la povești, înțeleg niște lucruri care în rest le scapă sau reușesc să plece cu idei care îi ajută să schimbe viața, să-și rezolve probleme sau să-și crească performanța în diverse aspecte. Una din colegii mele i-a venit ideea să înregistreze aceste discuții ca să le poată reasculta și am zis, atunci dacă tot înregistrezi, de ce să nu le dăm și altora? Dacă pe tine te ajută să reasculți aceste înregistrări, hai să avem niște discuții pe care să le poți da și la oameni să poată să ajungă și la alții. Așa că ceea ce asculți și această serie de podcasturi pe care urmează să le urmărești sunt exact despre asta. Discuții despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem? Bună, Madalina, bine te-am regăsit! Bună, Zoltan, bine te-am regăsit! Astăzi o să începem o serie specială de podcasturi. O să spun specială pentru că este vorba despre inteligența emoțională și bărbați. Oh. Mi-am dorit să facem această serie de podcasturi pentru că de-a lungul timpului s-a creat așa impresia că ceea ce facem noi este despre și pentru femei. Și pentru că e acea regulă cum că lumea emoțională a femeilor este mult mai amplă decât a bărbaților, s-a creat așa o stare cum că, ok, păi femeile să lucreze la asta, noi bărbații... Ele au nevoie de autocontrol? Exact. Noi bărbații n-avem nevoie, noi trăim și fără, mulțumim, la revedere. Dar în momentul în care am adresat o întrebare pe Instagram-ul tău, în care am rugat pe bărbați să ne spună despre ce ar vrea să vorbim într-un podcast pentru ei, a venit o avalanșă de întrebări și foarte faine. Deci totuși și băieții plâng câteodată? Da. Și de asta ne-am dorit foarte tare să ne luăm timp și să creăm podcast-uri pentru bărbați, informații venite de la un bărbat care are și o experiență de viață relațională și în partea de business și în partea de învățare și predare pentru alți oameni și cu alți oameni. Bine, hai să facem. Ce e bărbatul? Aha. pentru că am primit foarte multe întrebări, am găsit o modalitate în care să le organizez. Ca de obicei. Mulțumesc. În așa fel încât să aibă... Să răspundem la toate întrebările care au venit, dar să aibă și o structură și o logică fiecare temă în parte. O să fie episoade care o să fie mai scurte, altele care o să fie mai lungi și chiar unele pe care nevoie să le împărțim în două părți, tocmai pentru că sunt foarte ample. Bun, hai să o facem. Gata. Bun. Astăzi aș vrea să vorbim un pic despre masculul alfa armonios. Wow. Mi-am uitat aici, titlul e așa, masculul alfa armonios, cel pe care îl vor femeile și pe care îl apreciază bărbații. Așa o fi? Da, așa o fi. În schimb, este interesant contrastul care se vehiculează așa între ce înseamnă conceptul de a fi bărbat, respectiv această idee de mascul alfa. Adică, în general, ce am văzut eu la bărbați când se raportează la această idee de mascul alfa, este despre acel bărbat care se impune, care conduce, care iese în față, care este urmat de alții, care este foarte puternic, este foarte dur uneori, este impunător / dominator de foarte multe ori. Și, într-adevăr, foarte interesant ai pus tu titlul acela cu masculul alfa armonios. Da. Pentru că, da, am văzut foarte multe tipologii de mascul alfa care sunt mascul alfa oarecum, adică, da, respectă cu ies în față, cu domin, cu conduc, cu sunt urmat, dar nu fac asta într-un mod armonios. De ce am ales să fac asta este pentru că, la un moment dat, nu mai știu precis în care dintre webinarii, era o femeie care insista cu o întrebare despre cum să-l calmeze pe soțul ei care este un mascul alfa. Uh-huh. Și tu i-ai răspuns exact așa, să înțeleg că pentru tine ca femeie mascul alfa este un termen negativ? Uh-huh. Și ea a zis da, păi nu, e ăla agresiv, e cel pe care îl vezi că strigă, că zbeară, că se impune, dar deloc frumos. Și atunci a urmat o lecție despre stai puțin că alfa... Nu este despre agresivitate și nu este despre dominare. E numai să ne gândim un pic ce înseamnă un mascul alfa, de exemplu, într-o haită de lei. Ok. Deci dacă poți să-ți imaginezi cum se plimbă un leu, care este un mascul alfa,
Nu este despre agresivitate, nu este despre dominare, este despre prezență. Uh-huh. Este despre ceea ce emană prin felul lui de a fi, nu, prin ceea ce, nu de ceea ce face. Adică okay. Mulți când își imaginează masculul alfa, este acela care își face loc, care își câștigă dreptul cum are de a conduce. Majoritatea bărbaților nu se gândește la poziția de mascul alfa ca fiind pur și simplu prin prezență și prin stare, ci este prin luptă, prin dominare, prin a conduce, prin a fi deasupra altora. De aici începe problemele. Șef. Hai un pic să conturăm ca să aibă cât mai mult sens discuția asta. Aș vrea să pornim un pic de la energia masculină. Așa. Ce este energia masculină? Energia masculină, dacă vorbim în termeni mai mult sau mai puțin subtili, okay. Este despre conștiință, este despre structură, este despre direcție, aspirație, determinare. Toate astea, dacă le pui cap la cap sau împreună, este o stare. Uh-huh. Da? În momentul în care vorbim de energie masculină, vorbim de ceva arhetipal. Da. Arhetipal însemnând o structură perfectă, care există la nivel de subconștient colectiv, dacă ar fi să folosim definițiile lui Jung. Mm-hmm. Adică arhetipul energiei masculine înseamnă acea energie masculină armonioasă care are caracteristici și trăsături specifice masculinului, bărbatului, emisivului, care înseamnă determinare, înseamnă aspirație, înseamnă control, înseamnă direcție, înseamnă conștiință și prezență. De aici, de la nivel foarte abstract, care înseamnă arhetipul energiei masculine, ajungem la masculul alfa, care masculul alfa înseamnă să aduci în acțiune, în lumea asta fizică, în viața de zi cu zi, energia masculină. Ok. Deci mascul alfa și energie masculină nu sunt același lucru. Nu sunt. Din punctul meu de vedere, vorbim acum, nu sunt același lucru. Pentru că energie masculină poate să emane și o femeie. Atenție, nu o femeie masculinizată, nu despre asta vorbim. Că, din nou, o femeie care are un aspect masculin nu este despre energie masculină, este despre aspect masculin. Uh-huh. Energia masculină se referă la un ansamblu de stări, de atitudini. Da? Nu se referă la fix cum te comporți în viața asta fizică. Uh-huh. Pentru că poți să ai o atitudine foarte masculină și acum dau un exemplu interesant pentru unii. Am văzut la un moment dat un tip care preda belly dance. Da? Uh-huh. Instructor de belly dance. Deci tipul respectiv făcea mișcări specific feminine. Da? Dans specific feminin. Dar avea o prezență masculină. Starea pe care o emana era de masculinitate. Chiar dacă el avea anumite mișcări sau anumite elemente de dans care par să fie specific feminine. La fel cum, de exemplu, un bărbat care are energia masculină trezită poate să fie extrem de tandru, de iubitor, de afectuos, de liniștit, de calm. Care, dacă stai să te gândești ce înseamnă mascul alfa în zilele noastre, nu prea se pupă. Adică, cum adică afectuos și tandru și iubitor? Îmi pare mie, ca femeie, că mascul alfa în zilele noastre este asemuit sau chiar echivalent cu brută. Da, foarte... brut. Păi, expus așa, brut spus, da. Da, asta este. Adică bărbatul ăla care este capabil să-i domine fizic pe ceilalți. Asta este mascul alfa. Și să sperie și să se impune prin faptul că este mare, gălăgios, ca atunci când intră într-un restaurant sau într-un alt loc este... nu știu, atrage remarcat, atenția prin hăhăială, nu musai prin stare. Respectiv, mascul alfa este considerat cel care, inclusiv la locul de muncă, de exemplu, poate să-i domine pe ceilalți printr-o forță mentală. Nu neapărat este despre fizic sau despre expunere, dar, de exemplu, dacă într-o ședință cineva care este foarte inteligent, dar nu este deloc empatic, poate să domine o discuție și să-i manipuleze pe ceilalți, să zică toată lumea, da, nu, de acord, într-adevăr, ai dreptate, ce să zic. No, ăla, la fel, este considerat un fel de mascul alfa în poziția aceea. Uh-huh. Adică masculul alfa este văzut cel care reușește să se impună, dacă ar fi să pun așa. Ok, dar nu asta înseamnă mascul alfa armonios. Păi, armonios ar presupune că... interacționează cu ceilalți într-un mod în care toată lumea se simte bine. Da.
sau cel puțin, cum zic, se simte respectat, apreciat, chiar dacă nu neapărat e de acord cu persoana respectivă. Îți dau un exemplu de ce înseamnă prezența masculină. Eram în studiu legat de prezența masculină și eram la un curs în care trebuia să faci un exercițiu de un fel de negociere. Fiecare venea cu o idee, după care doi câte doi trebuia să negociem ce rămâne din ideile celor doi, după aia doi câte doi negociam, după aia patru câte patru, până ajungeam să facem un desen comun din toate ideile, cum ar veni. Uh-huh. Eu de la început mi-am setat care sunt acele idei care îi consider că e musai obligatoriu să facă parte din imaginea mare. Nu am insistat, nu m-am bătut, aparent am cedat la fiecare negociere. Paradoxal, la final, ideile mele erau acolo, erau baza pe care s-a construit tot restul. Deși nu m-am impus, nu am argumentat nu știu cât de mult, n-am urmărit să-i fac pe ceilalți să cedeze. Tot ce am urmărit a fost să mențin o anumită atenție și o anumită centrare pe ceea ce consideram eu că este important. Și în momentul în care vorbim de energie masculină, vorbim de direcție, de aspirație, de determinare. Nu vorbim de agresivitate, nu vorbim de dominare, nu vorbim de persuasiune. Vorbim pur și simplu de o determinare atât de puternică interior, încât ceilalți inconștient o să urmeze chestia asta fără să trebuiască să impui ceva. Dacă un bărbat trebuie să înceapă să se impună, să argumenteze, să urle, să dea cu pumnul, acolo el a pierdut energia masculină. Acolo nu mai este energia masculină, este masculul alfa. Există în grupurile de bărbați un alt fel de mascul alfa sau un wannabe mascul alfa. E acel clown al oricărui grup care, exact cum spui tu, atrage atenția, iese în evidență, încearcă să-și impună punctul de vedere, dar e atât de luat în râs încât eu ca femeie îl văd ca fiind clown. E așa. Și aia o formă de mascul alfa? Orice formă de slăbiciune masculină compensată prin un fel de comportament este un mascul alfa disarmonios. Așa, matematic pus. Deci am făcut chiar bine că i-am disarmonios. Da, am făcut foarte bine. Cum zic, există comportamente, atitudini care, da, fac parte din această specie de mascul alfa, dar nu înseamnă că ele fac bine. M-am tot uitat la ce înseamnă energie masculină dusă în lumea asta concretă. Așa. Și mi-am dat seama că una din condițiile esențiale ca să poți spune că ești un mascul alfa armonios este faptul că te respectă ceilalți bărbați. Inclusiv când nu ești prezent. Inclusiv când nu ești prezent. Adică imaginea ta este de, da, mă, cu asta mă înțeleg, ăsta e fain, cu asta pot să discut, cu asta se pot face lucruri. Uh-huh. Nu este despre, deci pe ăsta îl urmăm, ăsta ne conduce. Îl idolatrizăm. Exact. Deci este vorba de simplu fapt că acea energie masculină, dacă stăm să ne gândim, în momentul în care fiecare rezonează sau fiecare se conectează la acea energie masculină arhetipală, atunci practic suntem conectați la aceleași idealuri, aceleași profunzimi, să zic așa, chiar dacă ne comportăm diferit. E, în momentul în care te conectezi acolo și cei din jurul tău văd asta, simt asta și ei au măcar aspirația de a se conecta acolo, ei o să te respecte. Dar dacă tu ești conectat pe lângă, e? Și doar te faci că ești conectat sau încerci tu să pari cel care conduce și care atrage atenția și care este în centrul atenției, acolo se simte foarte clar că tu ești pe lângă. Și un alt aspect este femeile până la urmă o să tragă linia, pentru că păi noi venim să testăm tot. Exact. Și bărbații, cu bărbații încă poți cumva, pe bărbați poți să-i prostești cu un intelect suficient de bine pus la punct, cu niște realizări în planul social, cu niște bani pe care i-ai făcut, pentru că bărbații foarte ușor sunt furați de imagine și de formă. Uh-huh. Femeile o să simtă conținutul. Și atunci, da, o să fie femei care o să fie furate de formă. Dar, paradoxal, pe femeile alea vezi că sunt furate de formă, că sunt furate de formă în viața lor de zi cu zi. Și cel mai paradoxal este că bărbații văd că ele sunt furate de formă, dar nu se gândesc că dacă aleg o asemenea femeie care este furată de o altă formă în orice aspect al vieții ei, inclusiv tu, vei fi doar o formă. Da. Da, dar aici avem nevoie de primul element și de bază al energiei masculine care se numește conștiență. Mm.
Adică dacă tu nu ești conștient de propriile tale structuri, dacă nu ești conștient de modul în care interacționezi, modul în care trezești o femeie, ce trezești într-o femeie, să-ți dai seama de ce se petrece din tine pornind în jurul tău, de acolo încolo nu mai vorbim de energie masculină, vorbim de reactivitate, vorbim de inconștiință, de ignoranță, vorbim de niște obiceiuri foarte bune, de niște abilități foarte bine dezvoltate, dar nu vorbim de energie masculină. Aici e toată șmecheria. Că poți să ai niște abilități geniale, de exemplu să ajungi un sportiv de performanță și în topul topului să fii ca sportiv și energia ta masculină să fie zero. Sau, și asta o spun pentru că am avut șansa să întâlnesc oameni de afaceri pe care îi admiram foarte tare din acea, în acel context de business, pe care îi vedeam că fac și direct și se învârt și au realizări și arăta foarte bine forma care se vedea. Uh-huh. Iar în momentul în care discuțiile, după ce s-a trecut de partea de business, s-au alunecat spre partea personală și spre legătura bărbat-femeie, adică toată acea formă n-a mai avut pe ce să stea. N-a mai... Și în continuare, ca femeie, admir ce face pe parte de business un asemenea bărbat, dar o să știu precis că eu, ca femeie, nu o să admir ce are în el. Sau o să știu mereu că am ce corecta la un asemenea bărbat. Da, și faptul că există un punct unde tot ceea ce clădește el ca imagine se dărâmă. Că aici este toată șmecheria. În momentul în care, păi, se dărâmă în sensul de imagine, nu neapărat ce a construit. Adică poate să fie un bărbat extraordinar de, cum zic, chiar am auzit povești că am lucrat cu suficiente femei, cu avion particular, cu vin după tine la Cluj și te duc în alt oraș ca să vedem lumea și îți oferi tot. Și în momentul în care ajunge în intimitate un animal, pentru simplu fapt că nu își poate controla niște instincte, pentru simplu fapt că nu cunoaște energia feminină cu adevărat, cunoaște doar până la bucățica aia de ce trebuie să-i oferi ca imagine ca să poți să creezi forma aia. Dar femeia aia simțea, știa de la început și a spus, poți să mă plimb cât vrei tu, dar simt că nu ești autentic, nu ești acolo unde îmi doresc să fii. Și bărbații, pentru că nu suntem în conexiune cu lumea emoțională profundă, vorbim de majoritatea, avem tendința să ratăm conținutul. Ne uităm la formă. Mai ales există tendința de a intra în conflict cu femeia care vine să-ți spună vezi că ești doar o formă și nu ai conținut. Da, pentru că nu înțelegem ce e la conținut. Adică am făcut tot ce ține de mine. Am bifat toată lista. Am tot checklist-ul bifat. Uh-huh. Nu înțeleg ce mai vrei. Uh-huh. Ți-am adus mâncare, ți-am dat casă, ți-am dat masă, ți-am făcut tot ce mi-ai cerut. Ce vrei de fapt? Și vorba lui Cami. Zoltan, nu trebuie să-mi arăți că ești bărbat. Fii. Mi se pare genial asta. Pentru mine a fost o lecție care a durat câțiva ani de zile să o înțeleg. Pentru că nu înțelegeam ce vrei să zici cu chestia asta. Eu îi povesteam de planurile mele, de realizări, de chestii. Și părea că ai o direcție. Părea să fie totul foarte clar. Uh-huh. Și vine femeia și îmi spune, nu-mi demonstra că ești bărbat, fi. Și ne-am... Ce înseamnă chestia asta? Uh-huh. Până când am înțeles că masculinitatea și energia masculină are legătură cu forma, pentru că în formă se vede conținutul. Categorie. Dar nu ajunge forma, pentru că în formă se vede și lipsa de conținut. Uh-huh. Și atunci am învățat treptat de ce înseamnă să îmi construiesc forma, conținutul înainte și forma să fie o consecință. Asta v-am să zic. În momentul în care ești un conținut suficient de puternic și de fain ca energie masculină, dacă te vei pune lângă o femeie care să știe să aprecieze acel conținut, împreună cu femeia aia, ai să poți să-ți construiești forma cu tot cu avioane, cu tot cu imperii. Și mult mai eficient și mult pe niște baze foarte stabile. Exact. Pentru că nu degeaba femeia se leagă de niște lucruri aparent banale, de genul i-ai adus buchete, ciocolăți, tot ce vrei i-ai adus și ea zice, da, ai întârziat 3 minute. Uh-huh. Știi? Adică, bun, eu înțeleg, forma e perfectă ce ai făcut, dar conținutul, știi? Dar paradoxal, dacă tu ai fost atât de implicat în proces, atât de mult ți-a păsat de tot procesul ăla și întârzi o jumătate de oră, dar ea simte că a fost pentru că tu ai fost atât de implicat încât ai fost cu totul acolo, o să poată să te ierte. Dar dacă tu voiai doar să oferi o formă și în conținut, de fapt, nu ai fost atent la anumite lucruri, ea o să se lege niște chestii care aparent sunt absurde. Atenție! Adică în momentul în care o femeie începe să cicălească pentru un bărbat, o să fie absurd tot ce zice. Dar ea face referire la conținutul pe care noi nu-l vedem. Cum poate un bărbat
într-o societate care încurajează forma, pentru că asta e realitatea în care trăim. Este. Cum poate un bărbat să-și dezvolte energia masculină, respectiv acel arhetip de mascul alfa armonios, concret, în viața de zi cu zi? Păi ar fi interesant să își pună problema, de exemplu, un bărbat care vrea să devină bărbat bun, dacă n-aș avea formă, cine aș fi? Adică dacă ar dispărea toate toate modalitățile de a demonstra. Ceasurile, mașinile. Da. Cine sunt fără toate alea? Cine sunt fără business-ul pe care l-am? La un moment dat mi-a pus Cami o întrebare foarte interesantă. M-a întrebat așa, pur și simplu, Zoltan, tu cum ești ca bărbat? Și eram, nu înțeleg întrebarea. Tocmai tu, iubita mea, exact. Și a zis, te-am văzut în foarte multe ipostaze, te-am văzut în foarte multe feluri, așa, manifestându-te în diverse contexte. Ce, dar tu așa, în esența ta, tu singur cu tine, tu cum ești ca bărbat? Și cam așa se pune întrebarea. Tu cu tine, singur, dacă n-ai de demonstrat la nimeni nimic, tu cine ești? Cum răspunzi la întrebarea asta? Întrebarea asta are ca răspuns o stare care înseamnă, până la urmă, pentru mine, înseamnă acel fel de a fi, de a fi pur și simplu, acel fel de a fi care ești și acasă, acel fel de a fi care ești, în cazul meu, și pe scenă, și acasă, și între prieteni, și cu iubita mea. Nu este acel fel de a fi care eu acasă, singur cu mine, sunt într-un fel, și după aia când ies în lume, am o altă imagine cu totul. Că toți cei care mă cunosc se miră. Uh-huh. Zoltan, tu ești pe scenă exact așa cum ești în viața zi cu zi. Adică, cum e chestia? Adică nu pe scenă, ești într-un anume fel și... Ar trebui să joci un rol? Da. Și nu, pentru mine aia ar însemna, ar însemna un fel de ipocrizie. Da, aici vreau să-mi asum un merit. Asumați. În momentul în care noi am început să lucrăm împreună, una din cele mai grele părți la care am avut de lucru a fost când eu veneam și spuneam, bun, dar tu cum vrei să fii pe scenă? Apropo de energia feminină, știi? Care face apel la conținut, nu la formă. Pentru că înainte, într-adevăr, ce am făcut? Am luat foarte multe cursuri, foarte multe tehnici și metode și am învățat multe lucruri teoretice, așa cum face toată lumea de altfel. Așa începem toți. Așa începem cu toții în orice meserie, în orice domeniu. Am luat foarte multe lucruri teoretice și am încercat să le asamblez așa cum credeam eu că e foarte bine și cum ar... Și putea eu să, cumva cum mi se potrivește, da? Uh-huh. Evident, când sunt foarte multe informații pentru un bărbat, el începe să le structureze, începe să le dea o logică, o formă, după care vine energia feminină și zice, bun, dar astea nu sunt aranjate bine, așa? Și bărbatul zice, bă, da, sunt foarte bine aranjate, că uite-te că mi-aduc rezultatul pe care vreau. Și femeia zice, da, da, nu ești cine vrei să fii, poate că îți aduce rezultatul, dar în timpul ăsta tu îți negi niște valori. Și era foarte interesante momentele în care după ce am pus cap la cap și că am rezolvat toată problema prezentării, să vii tu cu energia feminină și întrebi, dar ție cum ți-ar plăcea, dacă n-ar fi nicio constrângere, cum ți-ar plăcea să fii? Și astea sunt niște întrebări existențiale pentru un bărbat. Bun, dacă eu n-ar trebui să demonstrez nimic, n-ar trebui să am nimic, n-ar trebui să fiu într-un fel, cum aș fi? Cred că e o întrebare existențială pe care ar fi fain să ne adresăm cu toții, bărbați, femei, indiferent de context. Adică, dacă n-ar trebui să fiu antreprenor, că așa se așteaptă lumea de la mine, ce aș face? Mai știi de problema ta principală cu... dar eu ce le zic? Când mă întreabă lumea cu ce mă ocup, eu ce le zic? Da. Știi? No, acolo este un descoperire autenticității în care, bun, dar mă întreabă lumea ce le zic, de ce trebuie să le zici? Uh-huh. Nu poți să le zici, nu știu exact ce să zic. Știi? Și asta e, mai ales pentru un bărbat, nuanțele astea care fac parte din identitate sunt foarte importante pentru că femeile intuitiv se orientează după legile acestui univers și după legile naturii. Noi sunteți conectate cu luna, mult mai bine că suntem noi. Sunteți conectate cu natura, cu florile, cu plantele, cu tot ce înseamnă vizual, estetic. Dar noi nu suntem conectați cu lumea asta intuitivă. Pentru noi este nevoie să fim conștienți de ce se petrece. E altfel de conexiune. Uh-huh. Și atunci dacă nu ne cultivăm genul ăsta de conștiință, ok, eu cum îs acum, ce stare am acum, ce atitudine am acum, cum funcționez, care sunt limitele mele, ce încerc să afișez și nu se potrivește. Noi dacă nu avem treaba asta, o să ne pierdem foarte tare în formă. Bun, dar și o femeie se pierde dacă nu are o energie masculină care să o țină centrată. Pentru că la fel cum eu am avut impact asupra ta,
tu ai avut impact asupra mea când am început să lucrăm împreună și să... Și să vii tu și să zici, vai, nu mai știu, atâtea am pe cap, nu mai știu, nu mai am stare, pur și simplu scopleșită și numai puțin. Exact. Care e structura, ce facem, puțin, exact. Felul în care faci tu ordine, felul în care impui tu claritatea, felul în care, oricum, listele, strategia, eu o fac efectiv, dar starea o iau de la tine. Asta înseamnă energia masculină. În momentul în care direcția e către o anumită stare, către o anumită atitudine și către anumite idealuri. Uh-huh. Energia masculină nu se referă la planuri. Paradoxal. Chiar dacă sună pentru unii foarte absurd, da, energia masculină vine cu structură. Uh-huh. Dar vine cu structurarea energiei feminine. Exact. Uh-huh. Adică structura energiei masculine este ceva de ok, unde vreau să ajung? Vreau să ajung acolo. Bun, interesant. Cam aia direcția, cam alea sunt obiectivele, alea sunt scopurile. Și ce am nevoie pentru asta? Și ghici ce, energie feminină o să ai nevoie care să creeze. Pentru că noi bărbații știm să creăm conceptual foarte fain. Știm să creăm în teorie. Dar energia feminină aduce în planul. Energia feminină este cea care naște viața. Noi aducem sămânța, da? Dar energia feminină este cea care efectiv crește, dezvoltă, hrănește, educă chestia respectivă ca să ajungă un om mare. Uai, ce fain. No, și la fel se întâmplă și în afaceri și în business, numai că bărbații nu vor să accepte chestia asta. Sute de ani, toată știința și toate business-ul și tot a fost numai energie masculină. Uh-huh. Numai că bărbații inteligenți și care au energia cât de cât trezită, își dau seama că dacă vrei să se creeze repede și lucruri mari și într-un mod armonios, o să ai nevoie de femeie în jurul tău. Dar bărbații se așteaptă ca femeile să fie bărbați în business. Da, ți-am spus că și mie mi s-a spus același lucru. Trebuie să fie verticală și hotărâtă și structurată și organizată. Sincer, eu prefer varianta în care eu stau și mă gândesc la niște chestii acasă, vin și zic, am o idee, tu te îngrozești, după care îți povestesc ideea și după câteva luni prinde contur și începe să nască chestia respectivă. Pentru că noi, apropo de relația de cuplu și energie masculină și feminină, am discutat acum un an și ceva, când nici nu se punea problema să intrăm în chestia asta, că eram în tot o altă direcție. Uh-huh. Eu îmi doream foarte mult. Ei, n-a trebuit să insist, ți se pare că am insistat eu? N-a fost nevoia. Cartea respectivă, programul online pe care o să-l facem, a venit, tu ai zis, ok, hai să facem așa, 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 așa și e nevoie de astea. Și am zis, bine. Și sunt foarte multe lucruri care se nasc în felul acesta în jurul meu. Din energie masculină, paradoxal, am mulți bărbați în jurul meu care au energia feminină destul de trezită și care creează fără să-și dea seama că eu conduc. Sper să nu asculte podcastul. Sau să-l asculte și să-l lase în continuare să se întâmple așa. Adică ăsta e secretul energiei masculine, că e capabil să structureze din stare, din prezență, din ceea ce transmite așa la un nivel foarte, foarte profund. Nu trebuie să se certe. Eu ca femeie înțeleg tot ce spui. Și înțeleg nu la nivel rațional, ci ca stare. Intuiești. Și forma asta pe care o desenezi tu împreună cu conținutul pe care îl prezinți, e așa un fel de da, așa ar trebui să fie. Ca femeia, să spun. Dar, pentru că podcastul și seria asta e pentru bărbați. Așa. Va trebui să găsim modalități prin care să vorbim pe limbajul ăla al lor, care nu este despre intuiția pe care eu ca femeie o am sau oricare din femeile care ne ascultă probabil că o are. Păi atunci lucrurile le traducem destul de simplu în energie masculină și în trăsături masculine. Primul pas e asumarea. Asumarea înseamnă nu te mai plânge. Să-ți asumi că ceea ce este în jurul tău, nu contează că este vorba de business sau este vorba de relație de cuplu sau e vorba de prieteni, este o creație a ta personală. Ok, ăsta e pasul 1. Ăsta e pasul 1. Deci asumarea asta la nivel extrem, în sensul de tot, e în momentul în care poți să ai starea asta, de acolo începe energia masculină. Inclusiv în trafic. Inclusiv în trafic. Absolut orice context, să înțelegi că ceea ce se creează în jurul tău este prin contribuția ta și prin voința ta inconștientă. De aici începe. Dacă asta nu poți să o faci, înseamnă că o să rămâi în energia ta feminină receptivă, o să rămâi în acea energie care doar reacționează și va crea lucruri care sunt organizate și direcționate de alții. Uh-huh. Asta e primul, asumarea. Okay. Doi, este despre determinare. Adică că chiar vrei să ajungi undeva, va trebui să structurezi chestia asta până când se structurează. Nu e despre, nu pun, păi eu am vrut, eu am încercat, eu am făcut, eu am dres. Nu, dacă tu îți asumi, revenim un pic la asumare.
eu vreau să ajung pe lună, da? Mm-hmm. Să zicem, vreau să ajung pe lună. Și eu mi-asum că n-am ajuns pe lună încă pentru că n-am făcut aranjamentele să ajung pe lună. Atunci determinarea înseamnă că m-am dus, l-am sunat pe Elon Musk și am zis, bă, vreau și eu să ajung pe lună. Și l-am zis, nu, îmi pare foarte rău, dar nu putem să ajungem. Atunci mă apuc ori să-mi fac firma mea de mers pe lună, ori atâta insist pe toate structurile încât îmi asum că încă nu am făcut destule. Încă nu sunt genul de persoană care să ajungă pe lună. Dar asta înseamnă asumare, determinare. Da, ai zis, îmi asum că nu sunt eu, nu îmi asum că alții n-au făcut ca eu să merg pe lună. Păi, aici e asumarea. Uh-huh. Îmi asum că eu nu am făcut, nu sunt, nu funcționez încă la nivelul ăla. Încă. Uh-huh. Și atenție, determinarea înseamnă să nu faci pe victima. Pentru mulți asumarea este, păi da, uite-te, da, într-adevăr n-am ajuns să semenea un nou. Deci eu când aud femei, clienți de-ai mei, femei, care îmi spun, a venit bărbatul meu la mine și mi-a zis, eu nu pot să-ți oferi ce-ți dorești. Doamne, feri! Că mi s-a făcut pielea deci de găină. Din capitolul te iubesc și îmi doresc să fii fericită și eu nu pot să-ți ofer ce-ți dorești, bă, stai puțin. Adică în momentul în care te-ai băgat în relație, în momentul în care femeia s-a îndrăgostit de tine și te-ai decis că intri în relație cu femeia, tu atunci unde ai fost? Adică tu pe parcurs îți dai seama că stai era puțin. Înainte de asumare. Acolo da, era. Da. Nu, dacă tu chiar iubești femeia și chiar îți dorești să fie fericită, vezi dacă nu-i vorba de făcut compromisuri. Dacă chiar, cum zic, sunt conflicte de valori, atunci nu este vorba despre eu vreau să-ți ofer și vreau și dar nu sunt stare să-ți ofer. Nu despre, dacă e vorba despre, ok, ai niște nevoi, eu am anumite valori și n-avem cum să le potrivim, e altă poveste, asta e asumare. Uh-huh. Dar partea aia în care eu îmi doresc, dar nu pot, bă, frate, deci... Aici ți-ai tăiat tot. N-am zis cuvântul. Într-adevăr, ca femeie, fie că e mediul de business, fie că e mediul personal, în momentul în care un bărbat intră în starea și în cuvintele nu pot, atitudinea mea e un fel de, ok, vrea să te iau în brațe. Știi cum se numește chestia aia? Impotență, dragă. Impotență. Și, într-adevăr, cum zic, eu tot revin la Cami cu subiectul ăsta. În momentele în care eu aveam o problemă, de genul, eram răcit și aveam febră 39, da? Făcea orice pentru mine, orice. Deci mergea să-mi ia, să-mi cumpere, să facă, să stea lângă mine. Și așa o să facă orice femeie. Da, dar în momentele în care mă apucam eu să mă plâng, cum nu știu cine nu face ce vreau eu și nu știu cine ce mi-a făcut, avea o privire din ea, ce faci, mă? Te miorle aici, mă, serios, te plângi? Și asta înseamnă energia feminină care are o anumită componentă de mamă cosmică. De corectură. Da, mamă de gen, ok, mă puțin, te crezi, puiule, dar mă un pic, vreau să văd că vrei să crești. Așa și e, ca femeie, în momentul în care ai lângă tine un bărbat care, exact cum ai spus tu, erai bolnav, nu există să nu fac absolut tot ca să te știu bine. Dar în momentul în care ești bine din toate punctele de vedere, dar ai tu chef să intri într-o stare de lamentare și te aștepți ca eu să-ți alimentez starea aia de victimă și zic, da, iubitul meu, așa este, tu ești semizeul, dar nimeni nu te vede că ești semizeu. Și nu te înțelege nimeni. Da, săracul de tine, nu. O femeie care face asta nu face decât să-l înnece și mai tare pe bărbat. Nu face decât să-i omoare și mai mult orice fărâmă de energie masculină. Ce-a mai rămas. Ce-a mai rămas din ea, da. Și atunci și noi ca femei avem o vină pentru că nu știm când și cum să certăm cu ghilimele de rigoare sau să iubim. Să susțineți, da. Să susțineți. Și da, e o lecție pentru ambele sexe. Discutăm despre bărbați, că despre femeia mai tot vorbim. Da. Și da, e o slăbiciune a bărbaților, faptul că intrăm noi în energia noastră feminină, receptivă, reactivă. Uh-huh. În momentul în care intră un bărbat acolo, evident că femeia începe să preia controlul, pentru că cineva trebuie să preia controlul. Să conducă. Voi, având instinctul matern foarte bine dezvoltat, sunteți programate că dacă n-aveți control, preluați. Uh-huh. Și atunci, dacă nu este energia masculină, o faceți voi. Dar acolo se inversează rolele după aceea. Și acolo dispare armonia. Și acolo dispare armonia și acolo rămân masculi alfa. Chiar recent am avut o discuție cu una din clientele mele. Soțul ei e foarte agresiv, foarte dominator. Inclusiv la copii ridică mâna în timp ce vorbește cu ei ca să obțină ce vrea. Uh-huh. Ăla e masculul alfa. Uh-huh. Aia nu e energie masculină. Ăla e un mascul alfa rănit,
De fapt, e un wannabe, pentru că în momentul în care... Și fricos, adică dacă tu la niște copii ai nevoie să ridici mâna, prietene, serios. Aici e toată chestia, că în momentul în care cineva îi mascul alfa, asta se vede din starea cu care se plimbă, nu se vede din cum râie la toată lumea. Dacă trebuie să amenințe și trebuie să sperie, înseamnă că nu este deloc sigur pe poziția lui de mascul alfa. Apropo de clownul despre care spuneam eu. Exact. Pentru că și acea persoană care trebuie să fie în centru atenției într-un fel și trebuie să atragă atenția, de fapt încearcă să distragă atenția de la altceva. Au. Întotdeauna o să fie ceva pentru ceva. Și oamenii ăia care au nevoie să fie, cum zic, ăia care vociferează non-stop, ăia care sunt în... tot timpul fac show, uh-huh. e un show de magie în care ei, de fapt, vor să distragă atenția de la lucruri care sunt în spate și de la care ar vrea să nu ajungă nimeni. S-ar putea ca nici măcar ei să nu știe precis ce e acolo. Puțin probabil. Un bărbat care își dă seama ce vrea să ascundă, se retrage frumos și își linge rănile și începe să facă ceva să rezolve problema aia. Bun, deci avem asumare. Asumare. Avem determinare. Determinare. Și înainte de astea, conștientizarea. Da. Care e... Asumarea nu prea funcționează fără conștientizare. Ok. Mai e ceva? Ar fi foarte multe, dar eu m-aș fi atât de încântat dacă astea două lucruri ar începe lumea să le practice, în special asumarea. Adică asumarea vine cu genul de responsabilitate în care într-adevăr doare ca naiba în momentul în care stai și te gândești... Îți dau un exemplu banal. Știi că tot spuneam la conferințele mele cum fac eu pașii pe scări, pe vârfuri, ca să mă obișnuiesc pentru sărituri de la parcurs. Da. Și la un moment dat, la mare căram două sticle de 5 litri și am tot călcam pe vârfuri. Și la un moment dat mi-a alunecat unul din vârful și am căzut în genul coate cu două sticle de apă. Când m-am ridicat, știi ce am zis? Wow, exact asta mi-am dorit. Știi de ce? Pentru că de fiecare dată când eu călcam pe vârfuri, aveam o imagine din aia cumva care, de dacă alunec și cad. Uh-huh. Aici e asumarea. Ca tu să nu începi să înjuri că ăia care au făcut scările și cu pantofii și cu toți ăia care m-au pus pe mine să umblu pe vârfuri. Uh-huh. Știi? Ce să-ți dai seama că fără să vrei, aveai o frică acolo. O frică prin care ai creat niște lucruri. Și să poți, orice se întâmplă în viața ta, oricât de dureros ar fi, să zici, wow, mamă, ce interesant. Ce interesante lucruri am creat. Asta e asumarea. E fain. Arată fain. Arată foarte fain și doare când dai cu cotul și cu genunchiul și îți alunecă toate sticlele pe lângă tine și tu te scurgi acolo, dar după aceea când te ridici și zici, wow, exact asta mi-am dorit, îți dai seama ce putere creatoare ai. De ce e atât de greu să fii un mascul alfa armonios azi, acum, în societate? Pentru că toată lumea măsoară masculul alfa prin formă și atunci este foarte tentant. E greu să devii un mascul alfa armonios prin starea pe care o ai și să poți accepta că tu nu ai forma pe care o au alții. Pentru că toată competiția între masculi se dă în formă. Câți bani ai, ce status social ai, cu câte femei ți-ai pus-o, unde mergi să mănânci, cu ce te îmbraci, da? Toate chestiile astea. Și puțin măsoară, de exemplu, statutul de mascul alfa de cât de împlinită este femeia lângă tine. Sau dacă ai o femeie sau lângă tine. Sau dacă ai o femeie lângă tine. Okay? Și aici or să zică bărbații prietene, eu am 2, 3, 5. Excelent. Eu sunt curios cât de împlinite sunt. Poți să fie câte vrei, 1 sau 10, cât nu contează. Dar feedback-ul despre ce mascul alfa ești tu nu se ia de la tine și de la prietenii tăi. Se ia de la iubitele tale. Câte o fi? 1, 2, 5, nu contează. În momentul în care femeia de lângă tine te consideră bărbat și când vorbești cu ea te consideră bărbat și dacă vorbesc cu alții că te consideră bărbat, nu, acolo da. Că din când în când o să te facă varză, șterge pe jos cu tine, e altă poveste. Dar se vede din privirea unei femei care într-adevăr consideră bărbatul de lângă ea mascul alfa. Și atenție, nu o săptămână, nu o lună, nu 2 luni, ci pe termen lung. Adică că tu ai reușit să-ți păstrezi poziția de mascul alfa armonios lângă femeia cu care ești 1, 2, 3, 5, de acolo putem să povestim. Pentru că e foarte ușor să fii foarte mascul alfa timp de 2 luni până te cunoaște cineva cu adevărat. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Dar după aia se măsoară. Ziceam unor prieteni că compatibilitatea în relația de cuplu, respectiv... într-adevăr, cine ești în relație de cuplu, se vede în momentul în care apar probleme și să vezi dacă reușești sau nu să crești în contextul ăla cu celălalt. Și atunci, nu,
cum zic, poți să-ți asumi tu oricât de șmecher ești tu ca mascul alfa, pentru că ai o femeie care deja de o lună este foarte împlinită și n-ați avut nicio ceartă. Ne vedem peste 6 luni, un an, doi, și să vedem după aia dacă femeia are aceeași părere despre tine. Înseamnă că da, putem vorbi. Aș vrea să mai aduc o completare legată de formă și conținut, ca să încheiem cu așa un fel de... notă pozitivă. Da, și un fel de ancoră, pentru că în momentul în care am lansat întrebările pe Instagram despre bărbați pe care ne doream să vedem cum anume simt ei care avea nevoie să afle despre inteligența emoțională, foarte mulți dintre cei care ne-au scris, pentru că parte din munca mea este și stalkeritul ca să văd cine sunt cei care ne scriu. N-ar fi trebuit să zici asta. Acum, tot știu că facem asta. Am văzut că sunt foarte mulți dintre ei tineri, foarte mulți dintre ei tinți spre antreprenoriat și foarte mulți dintre ei îl urmăresc, respectă, citează sau stocuiesc la rândul lor pe Gary Vaynerchuk. Așa. Nu am Neil Gary. Așa. Acest Gary este cine este și cum este, pentru că el este o formă de energie masculină care nu numai că nu este forma standard, respinge forma standard. Așa, adică în sensul forma că... de masculinitate definită prin formă. Exact, așa. Da. În sensul că el atât de mult a investit ca energie, ca timp, ca tot să-și modeleze conținutul înăuntru, încât în momentul în care mi-amintesc că la un moment dat pentru ceva eveniment s-a îmbrăcat în costum prima dată în cei 10 ani de când e el super faimos, când era în costum și toată lumea era bă, ești nebun, Gary în costum, și după aia stăm și mă gândeam, sunt puști de 22 de ani care în fiecare zi sunt în costum, au forma, da, și zero conținut. Da. Și Edita Gary, care are imperiul de sute de milioane și e în tricou și blugi și cu toate astea, energia masculină pe care o emană e fantastică. Da. Dar ce este interesant este că vorbește foarte mult despre familia lui. În momentul în care vorbește despre ce înseamnă business, una din principiile pe care le-a spus era că întotdeauna pune business-ul în perspectivă. Adică, dacă are o problemă în business, se gândește, bun, dacă mâine mi-ar muri cineva din familie, cât ar conta chestia asta? Adică are o formă de responsabilitate și o formă de conștiență de ce contează cu adevărat, încât de acolo poate să-și permită să fie cum vrea. Și pe lângă asta, probabil că dacă ar fi să stai de vorbă cu soția lui, ai găsi o femeie împlinită inclusiv, în ciuda faptului că el este atât de mult plecat și așa mai departe. Nici eu nu sunt tot timpul acasă. Dar dacă o întreb pe Cami, acele momente pe care le petrecem împreună sunt momente de calitate. Și despre asta e vorba. Despre faptul că atunci când ești cu femeia nu este despre hai să-ți mai etalez un picuț din ce am făcut, ci este despre vreau să fii fericită și împlinită și fac pentru asta tot ce ține de mine. Am ținut să-l menționez pe Gary pentru că este, mi se pare, un exemplu de energie masculină faină pe care bărbații nu-l văd. Ei văd, inclusiv acolo caută forma. Inclusiv da, acolo... rezultatele financiare, rezultatele exact. Profesionale. Dar sunt foarte mulți bărbați de genul acesta, unde puțină lume vede energia masculină reală. De exemplu, Grant Cardone, care la fel este un bărbat care are testosteron, să zicem. Da? Adică genul de energie masculină care spune lucrurile pe față. Bă, omule, lasă-mă cu aburea la frate. Asumă-ți. Responsabilitate, determinare. Gary Vaynerchuk. Responsabilitate, determinare. Dacă stai să te uiți la tot ce înseamnă energiile astea masculine care ies în evidență și ajung departe și atenție să se mențină pe termenul, nu doar să rupă în figuri, există responsabilitate și determinare. De acolo începe. Numai după responsabilitate și determinare urmează modul în care relaționezi cu energia feminină, dar cred că e alt subiect de podcast, da. Că dacă ne uităm un picuț, și Steve Jobs a avut responsabilitate și determinare. Nu înseamnă că relația lui cu energia feminină a fost una foarte bună. Asta pentru că avea el destul de bine trezită energia feminină. Eu nici măcar nu-l văd pe Steve Jobs ca un bărbat. Aici e șmecheria, dar probabil că o să fie un alt subiect. Cu siguranță o să fie un alt subiect. Foarte tare, mulțumesc! Și eu mulțumesc și ne auzim în următorul episod. Dragii mei, cei care ascultați episodul, sper să vă faceți curaj să puneți întrebări pe blog sau pe mail sau pe Facebook. Iar dacă n-aveți curajul să ne scrieți întrebările, măcar dați share, trimiteți-l prietenilor, vorbiți cu băieții la un vin despre ce ați auzit aici. Faceți orice, dar faceți ceva pentru energia aia masculină armonioasă pe care, da, noi femeile o vrem și bărbații din jurul vostru o vor respecta. Și dacă cumva vă vine să respingeți idei din ceea ce am spus eu,
în regulă, dar puneți-vă întrebarea dacă sunteți în poziția să respingeți idei de la cineva care de bine de rău a ajuns într-o anumită situație în care poate unii dintre voi chiar v-ați dori și a fost în urma cultivării energiei mele masculine. Adică o să fie tendința, relaxați-vă, pentru că suntem fiecare dintre noi bărbați și avem tendința de a intra în competiție, dar vă recomand să și din următoarele episoade, măcar să luați acele idei care pot să vă ajute să vă duceți la următorul nivel. Poate că sunteți deja la un anumit nivel și respect pentru toți cei care au ajuns, dar luați niște idei și negociați-le un pic așa, fără niciun fel de luptă, pentru că respectul între bărbați consider că este primul lucru care ne ajută să creștem.